Sorcova vesela, să trăiți, să înfloriți, mere, pere sau smochine, alegeți ce vreți să fiți. Dar parcă nu era așa, nu, voi vreți să fiți altfel, frumoși, deștepți, cu portofelul slim de carduri. În viața asta nimic nu mai e chiar cum era. Uitați-vă la voi! Da, da, la voi, vă știu de când, mă rog. Acum trec ani, cum trec ani. Ca un măr, un avocado, o ganola și un goji, vi se umple imediat telefonul de emoji. Așa e, că se uită friptura urât la voi? Se uită. Tremură salata, băf, de nervi. Stai cu ochii în telefon și mănânci să mănânci, nu-i de bon ton. Ochii sus, aici, la mine. Sau măcar la cei pe masă, știi? Nu-i nimica, nu-i nimica. Stai pe Insta, stai pe Insta. Vezi ce mănâncă alții, corect. Dar nici aia nu mănâncă mare lucru, știu eu. Mai e așa ca pe vremuri. Masa plină de oale, farfurii, pahare. Aia era masa mare, cu mătușa, bunica, bunicul, vecinul care s-a blocat în damigeana de vin. Puțin știu ce e aia damigeana. Am să pun eu imediat pe Insta. Face ce vrea fiecare cu revelionul lui, nu... Sigur, cu un like și cu un share vă săturați. Mă rog, important e să fii în viață până ce trece iarna. Anul ăsta care vine o să-și bată joc de tine. Nici nu știi dacă e de bine. Nu, 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 că eu nu mai vreau așa. Nu, a... Exact așa m-am simțit și eu. Stau înțepenit pe trotuarul ăsta dintre ani și aș traversa, dar mi-e frică. Da, oricum, m-am săturat de surprize din astea. Anul și surpriza proastă. Măi, ce-a mai rămas nebifat? Ce-a mai rămas? Eu simt chestia asta, dar chiar ne consumăm prea mult. Între noi, zic. Să nu mai ai de ajuns cu laudele, gata, suficient. Sunteți pregătiți? Da? Ha. Sorcova vesela, pe sub brațe ai găsit, să se facă înzecit, să trăiți așa cum vreți, sau așa cum mai puteți, să mâncați, să veseliți și la anul să poftiți. Dacă nu v-ați săturat, să ne dați un like curat. Când vă e lumea mai dragă, să vă feriți de o petardă. Da, știu. Lumea-i plină de nebuni, haide să fim oameni mai buni. Măcar acum. La mulți ani. Și un singur lucru înainte să dispar. Vreau să zic ceva, Pavel. Da. Protevelionul continuă!